À Bethléem. Amen. Amen. Praise the Lord. Slava Domnului. Luați loc. Truly, he cu adevărat, el a adeverit prin a asculta la acest mesaj încă o dată că noi facem exact ceea ce el ne-a spus să facem. Noi suntem în voia lui perfectă. Nu este nimic mai măreț decât să fie în voia perfectă a lui Dumnezeu, nimic. Și el ne-a spus că noi suntem în voia lui perfectă prin a bea numai de la acea fântână a benzilor. Aceea e voia lui perfectă, acest mesaj. Și când noi știm aceasta și peste și peste noi auzim și nu ne putem ajuta când auzim, când dăm drumul la bandă, auzim din nou și din nou și din nou. Ce binecuvântare pentru mireasă! Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne Iisuse! Și la fel ne-a spus că în această zi și în acest timp, cum a fost în fiecare epocă, și aceasta este ce e dureros, că unii oameni vor să meargă înapoi la tradițiile lor. Ei vor să meargă înapoi la tradițiile lor de oameni. Și a spus că acele două sunt aici. A spus că totdeauna a fost aici. Este aici, nu mor. A spus că totdeauna o fac. A spus că ei vor să meargă înapoi la un grup de oameni. Ei vor să meargă la ceva care cineva vrea să spună că zile de un mesaj al singurui om este trecute. Aceasta nici nu este Scriptura, nu este cuvântul. Vrea să ne ducă înapoi la ce spune la misterul meu sau altceva vă perfecționa mireasa Domnului Iisus. Asta e înapoi la tradițiile oamenilor. Hai să vă citesc ceva, fratele meu, cuvântul. The Sardinian Church Age. Epoca sardeană nu este destul că s-a asociat cu o biserică întreagă, că am văzut că el stătea în mijlocul cele candele, cele șapte candele, și nu e destul că noi vedem acea slujbă de cinci desfășurări care se desfășurăște, păstori, evangeliști, păstori, că fiecare epocă merge în rătăcire și păstorii merg greșiți ca și oile și atunci Dumnezeu se aduce pe el însuși pe scenă, așa ca cel marele șef păstor în slujbele acestor oameni mare, șapte oameni, să aducă înapoi la adevărul, puterii al adevărului. Amin. Slavă numele Domnului! Amin. Amin. Și a cui slujba a fost? A fost slujba acelui păstor șef. Mesajul a șaptelui înger, ca să îl a dat lui, ca să aducă înapoi tot ce a mers rătăcire. A șaptele înger a posedat cele cinci slujbi. El era păstorul, el era apostol, era evanghelist, era păstor, el era toate ce slujbe de cinci. Plus păstorul, plus. Amin. Amin. Slavă Domnului. Aia ce credem noi. Amin. Acum, mulți intră în confuzie că în acea slujbă învățătorul, păstorul, evanghelistul și dar profetul în cele cinci slujbi era William Marion Branham. Nu. Ei nu erau la fel cu acel, egal cu acel profet. Un singur profet, un singur șef păstor, el era peste ei. Amin. Slavă numele Domnului. Slavă numele Domnului. Slavă numele Domnului. Luați loc. Este o controversare mare. Eu cred în cele cinci slujbe? Da, absolut. Absolut eu cred.
Tatăl are predicatori, are învățători, are apostoli, are profeți, are pe toți lăuntru. Ei niciodată nu l-a scos afară, el totdeauna i-a pus lăuntru. Și în ziua aceasta și în timpul acesta, în realitate, noi avem nevoie mai mult de ei astăzi decât am avut niciodată. Noi avem nevoie de ei chiar acum. Avem nevoie de o slujbă de cinci adevărată și Dumnezeu cheamă oameni care e plasat în biserică pentru mireasă. El îi are, ei sunt, ei au ungere pe ei. Eu mă rog că sunt unul, eu v-am spus de multe ori, eu ceea ce vreau eu. Eu vreau să fac aceea, dar întrebarea este unde te conduc ei oamenii? Aia e întrebarea mare. Acolo. Unde conduci tu pe oameni? Tu îi conduci la slujba ta? Acolo îi conduci tu? Acolo îi conduci la un grup de slujbași la care tu trebuie să asculti la un grup și altcineva în afară de acest mesaj să perfecționeze mireasa lui Hristos? Aia este fals. Aia este fals. Pentru că un adevărat slujbaș de cinci desfășurări e conduce la adevăratul păstor și el îi va spune, acesta este șeful păstor și aceste cinci slujbe vor pune benzele. Ei vor pune benzele. Amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumesc, Doamne Iisuse. Mulțumesc, Doamne! Slavă numele Domnului Iisus! Luați loc! Sunt așa de bucuros pentru aceasta! Asta este întrebarea, că unde e îndrept spre? Spre ce e îndrept și să spui că eu sunt? Eu doar citesc pe fratele Branham, cum am spus aceasta. Să-l pui pe fratele Branham înapoi în lambon. Mulți au spus că noi niciodată l-am scos. Voi niciodată nu l-ați spus înăuntru. Tu trebuie să-l pui înăuntru înainte ca să-l scoți afară. Amin. Glorie. Slavă Domnului. Este minunat și ei trebuie și slujba și orice slujbă de cele cinci sfârșuri trebuie să citeze pe acel mesaj și pe acel profet și să spună exact ce a spus el. Dar pentru mireasă Dumnezeu a făcut o cale, a spus de multe ori și nu știu de cât ori spune în această bandă. Folosește cuvântul bandă. Aceste benzi au fost strânse în hambar pentru mireasa să le audă, să se rănească pe ele. Este o scrisoare de dragoste pentru noi și a pus acolo pentru motiv, este ca să introducă, să se introducă la acel mesager și acesta este slujba noastră și acolo este mesagerul, acolo este el. Ascultă la el cum confirmă acesta câteva paragrafe, un paragraf mai jos. El este în mesagerul lui. Slavă numele Domnului! Ascultați, cine va urma? Cine va urma acestui mesaj? El care va avea plinătatea lui Dumnezeu va urma acest mesager, așa cum mesagerul este urmașul lui Domnului, cum el este cuvântul. Amin. Noi suntem plinătatea, în plinătatea lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Noi suntem aceștia, că noi urmăm acest mesager. Noi suntem împlinirea acestui Scripturi. Amin. Aștia sunteți voi. Voi sunteți. Slavă numele Domnului. Slavă Domnului, luați loc. Satan este aici, doar mă lovește mult, mult acum. El încearcă să-mi spună, tu ai spus că aceasta este împlinirea acelui Scripturi? Asta e Scriptura? Acest mesaj este Scriptura. Satan? Amin. El nu are nimic, nimic. Slavă numele Domnului. Minunat, Doamne Iisuse, luați loc. Așadar, noi suntem singuri care putem să
răspundem la întrebare corect, fiind aceasta. Când cineva vine și spune, unde este acea mare trezire la sfârșit, în care este mesajul și tot vorbește despre aceasta, unde este? Prieten, tu ai ajuns! Eu sunt! Voi sunteți! Oh! Eu sunt un băiat al benzilor! Slavă numele Domnului! Amin! Voi ați ajuns! Slavă numelui Domnului Iisus! Luați loc! Slavă Domnului! A fost descoperit pentru noi că El este Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. A fost descoperit pentru noi că El este Duhul adevărului și că El este Marele Dumnezeu descoperit înaintea noastră. Este că El este omul care este aici. Dar a prins lumina. El este lumina. El este chiar lumina. Și atunci nu este mai mult decât eu cred că am. Eu sper că o înțeleg. Noi doar acum ne îndoim de îndoielile noastre pe că avem sabia afară și noi îl lovim până la moarte. Și știm prin descoperire că noi suntem acel cuvânt descoperit, făcut trup în fiecare din noi. Eu sunt! Slavă numele Domnului! Eu sunt bucuros să fiu acela! Slavă numele Domnului! Noi ascultăm la profeție. Fiecare bandă la care ascultăm este profeție care se împlinește. Noi vorbim despre aceasta și înainte și altă zi am auzit pe Isaia și cei profeți care au făcut. Ascultați la Daniel, la Ieremia. Ei vorbeau despre lucruri care s-au întâmplat, lucruri care se întâmplă chiar acum și la următorul verset a vorbit despre lucruri care se întâmplă așa 700 de ani mai târziu. Profeția se împlinește. Și astăzi vă dovedesc că sunteți profeția care se împlinește. Că fratele Bran a spus pe bandă că acolo va fi un grup care o va crede. Aceștia suntem noi. Și această profeție, în timp ce se împlinește astăzi. Amin! Amin! Slavă numele Domnului! Noi stăm în prezența soarelui din august care ne coacem. Amin. Luați loc. Nu-i asta minunat? Ce a spus acest mesager duminică? A spus, eu am ceva lucruri foarte măreațe să vă spun. Știi, când a spus aceasta pe acel mesaj, poate că abia am vrut să mă duc să iau această bandă și a spus aceasta. Wow! Mesagerul ne spune ceva, lucruri mari și minunate care vor să ne spune. Ne va spune în seara aceasta.